Bună ziua, dragilor, și bun venit la Părinți Prezenți, o emisiune despre educație conștientă a copiilor. Eu sunt gazda dumneavoastră, Loredana Iriciuc, redactor și părinșipitici.ro, iar emisiunea o puteți urmări pe canalele de YouTube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DCNews și DCNews TV. Iar dacă vă plac informațiile în această emisiune și considerați că vă sunt utile, vă invit să dați un share, un like și un subscribe pentru ca ele să ajungă la cât mai mulți părinți. Astăzi vom vorbi despre stima de sine a copilului. Acest ingredient minune pentru a atinge succesul. Stima de sine a fost subiectul unor numeroase studii și analize, iar psihologul Daniel David, cercetător și profesor, a investigat în profunzime acest aspect în lucrarea sa Psihologia poporului român. În această carte, sociologul arată că stima de sine a românilor este una scăzută. Și cum să fie altfel? Dacă noi de mici am fost crescuți și educați după principiu, ce o să zică lumea? Am fost instruiți să ne conformăm regulilor sociale, să ne temem de judecata oamenilor din jur, iar motivația noastră este preponderent externă. Așa că astăzi am adus un specialist care să ne arate cum sabotăm stima de sine a copilului fără să vrem, dar și care să ne învețe cum să construim o stimă de sine sănătoasă și puternică. Alexandra Stoica, consilier specialist parenting cu experiență de peste 11 ani, Alexandra a lucrat și cu sute de copii timp de 9 ani ca și educatoare, iar de 3 ani și câteva luni este și mama unei fetițe, Aura. Bună, Alexandra, și mulțumesc că ai acceptat invitația la Părinți Prezenți. Cu mare dragă. Alexandra, îți propun să începem cu definiția termenilor. Ce stă la baza stimei de sine? În primul rând, ca să ai o stimă de sine, important este să te cunoști pe tine, să știi cine ești tu. Da? Pentru că e foarte dificil să spui, da, am o stimă de sine scăzută, ridicată, dacă eu nu știu ce abilități am, ce frici am, ce îndoieli am. Da? Deci, în primul rând, la bază stă cunoașterea, să te cunoști pe tine. Da? Iar apoi, bineînțeles, în momentul în care cineva spune despre tine ceva neadevărat, tu, având încredere în tine, să-ți dai seama că, de fapt, acel lucru nu este adevărat și să poți să susții asta în fața lui. Așa mai pe românește, să zic. Alexandra, noi venim pe lume cu o stimă de sine naturală, sănătoasă. Chiar a fost făcut un studiu în care copiii au fost întrebați ce ar schimba la ei, dacă ar putea. Și ei au zis că nimic, ce să schimb la mine. În schimb, aceeași întrebare atunci când a fost adresată adulților, adulții aveau așa, o listă de schimbări. Cum sabotăm noi această stimă de sine naturală cu care ne naștem? Sabotarea se produce de către adult, da? De către părinte. În momentul în care încep să spun, n-ai făcut asta suficient, n-ai făcut acolo suficient, ok? Copilul începe să își dea seama că de fapt nu se simte suficient, că nu este suficient ceea ce face. Și de aici, după aceea, o listă întreagă, ajunge adultul să spună despre el că nu poate, că nu știe, că trebuie să îmbunătățească și acolo și acolo, pentru că același lucru sau perpetuăm de la o generație la cealaltă. Și copilul și un copil cu un părinte cu încredere, cu fără încredere în el, bineînțeles că va crește un copil fără încredere în el. Și care ar fi cauzele care duc la o stimă de sine scăzută? Cauzele sunt în mare parte rănile emoționale, da, cu care am crescut noi. În momentul în care dăm de la o generație la cealaltă aceste răni, bineînțeles că și copiii noștri le vor moșteni. Și unde se ajunge când ai o stimă de sine scăzută? Care sunt cele mai grave consecințe? Păi, să ne uităm la relațiile defectuoase, da? Relațiile toxice în care intrăm în relațiile de cuplu, mergem la joburi care nu ne plac, ok? Acceptăm prieteni care nu ne plac și care ne spun lucruri care ne afectează, pentru că eu nu știu cine sunt, nu știu, nu am încredere în mine și atunci voi accepta orice, pentru că dacă eu nu știu cine sunt și ce vreau, ce îmi doresc în viața asta, voi lăsa pe ceilalți să-mi decidă viața și o să mă trezesc, poate, Doamne ajută, la un moment dat să spun, ok, până aici, de aici încolo vreau să decid eu. Da? Încrederea în sine se creează și pui o cărămidă în fiecare zi. Da? Apropo de ce vorbeam noi înainte, de făcutul cu frică. Da? Chiar dacă nu am încredere, eu când am pornit drumul ăsta, nu aveam încredere în mine, dar am făcut în continuare. Și în momentul în care faci și ai rezultate, mai pici, te mai ridici,
îți dai seama că de fapt așa îți clădești încrederea. Ok? Și îți dai seama că ai niște abilități. Cum le-ai format? Prin acțiune. Prin acțiune pas cu pas. Prin acțiune pas cu pas. Alexandra, dar care ar fi semnele unei stime de sine sănătoase? Adică ce ar putea să, ce ar putea noi ca părinți să vedem la copii că are o stimă de sine sănătoasă? Acum îmi amintesc de copiii de la grădiniță când eram educatoare și îi vedeam. Da? Au curajul să spună nu, nu-mi place acest comportament de la tine, au curajul să plângă fără să le fie teamă că va veni cineva să le spună nu mai plânge. Ok, deci au curajul să-și manifeste trăirile. Au curajul să ridice mâna, au curajul să răspundă chiar dacă n-au ridicat mâna. Ok? Sunt foarte dezinvolți. Îi vezi foarte mult prin atitudinea lor, că au încredere în ei. Da? Și se vede foarte bine pe noi, pe părinții asta, când lucrăm pas cu pas. Dar semnele unei stime de sine scăzute la copii? Care ar fi? Ce să zic? Se vede și în postura corporală și eu o regăsesc foarte mult și la mine, da? Poziția ghiocelului, în momentul în care, da, lasă, ce spui tu e ok, ce spui și tu e ok, pentru că trăiești foarte mult în rușine, în frică, în vinovăție, când ai acest peisaj preponderent în copilărie și umerii sunt mai lăsați. De aceea chiar îi învățam pe copii cum să meargă, da? Să mai tragă puțin de umeri, știi? Și să mergi drept, pentru că e important. Imaginează-ți că nu vezi niciun om pe stradă cu stimă de sine scăzută, anxios, care merge cu capul înainte și drept, ok? Am văzut cum sabotăm stima de sine, dar acum să vedem și modalități concrete de a o construi la copii. Care ar fi? Modalitatea pe care eu, în rolul de mamă, am exersat-o este, în primul rând, să o construiesc la mine. Copilul va urma părintele în tot ceea ce face. Da? În momentul în care eu clădesc la mine și fac ceva, degeaba îi spun copilului, am încredere în tine că poți să faci asta, sigur, sunt acolo să te încurajez, dar de fapt eu îmi spun mie că nu sunt suficient de bun, că nu fac. Da? Copilul nu preia acel am încredere în tine, preia ce a văzut la tine și nu va spune despre tine că nu ești o mamă bună, ci va spune despre el. Nu fac eu suficient, nu, e ceva în neregulă cu mine. Și pot părinții, adică noi, pentru că, cum am zis și la început, România au o stimă de sine scăzută. Pot părinții cu o stimă de sine scăzută să crească copii cu o stimă de sine ridicată? N-am întâlnit încă, dar se poate ca un părinte care n-a avut o stimă de sine sănătoasă să poată să lucreze la asta. Da? Deci se poate să-ți crești această stimă de sine ca părinte. Deci ar trebui întâi să lucrăm cu noi, da, și apoi cu copiii. Da? Pentru că noi punem foarte multă presiune la asta, că dacă n-am avut eu să aibă copilul, dacă n-am fost eu să fie copilul și investim foarte multă energie și ne strofocăm, că vine dintr-o strofocare, că tu dacă n-ai primit, faci dintr-un prea gol, nu faci dintr-un prea plin, da? Rezervorul tău e gol acolo. Și la un moment dat spui până aici, nu mai pot, devine copleșitor. Da? Și cu cât ne ocupăm și de noi, da, și avem grijă de noi, copilul învață să aibă și el grijă de el, să-și spună lucruri frumoase, să-și spună aprecieri. Da? Că dacă mă aude pe mine când spun, ce bine îmi stă astăzi, ce am făcut o treabă bună, am făcut o ciorbă bună, da? Bineînțeles că își va spune și lui când își face un puzzle, ce tare, am reușit. Chiar dacă înainte m-am frustrat, pentru că protejarea, supraprotejarea asta aduce și el o stimă de sine scăzută, pentru că noi facem în locul copiilor. Ei, lasă că e mama aici, e tata, lasă că-ți face tata în locul tău, lasă, eu am suferit destul, ce să mai sufere și copilul. Dar, de fapt, îi le răpim autonomia, le răpim independența și bucuria primului pas. Gândește-te că uneori ne bucurăm înaintea lor. Da? A făcut ceva, bravo! Da? Uneori nici nu le mai vine să se mai bucure, pentru că au reușit ceva și te bucuri tu. Da? E ok să ne bucurăm cu copiii, dar măcar să-i lăsăm pe ei să facă asta prima dată. Da? Așa este. Alexandra, dar ce rol joacă stima de sine în succesul oamenilor? Nu putem să ne atingem potențialul dacă nu avem o stimă de sine sănătoasă și crescută? Este mult mai dificil să-ți atingi un potențial când tu nu știi ce potențial ai. Da? Cum ar fi să mă gândesc eu, apropo de piramida lui Maslow, da? Unde sus acolo e misiunea personală, da? Maxim unde, da? Eu n-am cum, dacă eu nu mi-am îndeplinit nevoile de bază, să pot să mă gândesc măcar la asta. Dacă eu nu am încredere în mine, dacă eu nu mă cunosc,
n-am cum să știu care e potențialul meu. Dar explorând și trecând și prin frică și prin vinovăție și prin bucurie și prin mai mult într-un peisaj emoțional mai larg, pot ușor, ușor, prin acțiuni, da? nu stând acasă, da? Și așteptând să mi se întâmple, pot să ajung la acel potențial pe care mi-l doresc. Acel potențial poate să se schimbe, da? Pentru că ajung la el și sunt bucuroasă de ce am obținut, dar îmi doresc mai mult. Și atunci ajung la un alt obiectiv mai mare și înseamnă că mi-am atins un alt potențial. Dar ca să fac asta, e nevoie să accept că în acest moment sunt la încredere la 5. Ok, la 5. Ce pot eu să fac asta să ajung la 5,1 sau 5,00001? Pentru că acel pas, dacă nu mă voi bucura de acel mic pas, n-am cum să cresc mai mult. Ce frumos! Da, uite, oamenii cu o stimă de sine sănătoasă sunt uneori considerați ca fiind aroganți. Cum ziceai și mai devreme, copilul cu o stimă de sine e cu meri drept, merge drept. Sau egocentrist. Un egocentrism format din copilărie, prin laude excesive, degeaba. Spune-ne tu mai multe, ce legătură are egocentrismul cu stima de sine crescută? Aici nu o să intru foarte mult, dar în primul rând o să vorbesc despre 0-3 ani, care este o perioadă specifică ecocentrismului la copii, pentru că este despre ei. Da? Ei nu pot asta să facă, pentru că creierul lor nu s-a dezvoltat să aibă capacitatea să creadă că și părerea ta este importantă și părerea celuilalt. Dar un adult care crește foarte mult în zona asta de ecocentrism și de asta nu vreau să intru în zona de narcisism, pentru că nu este în expertiza mea, dar am crescut, am văzut la joburi șefi care erau în zona asta, ce se întâmplă? Doar ei contează, da? Tot ce spune celălalt anulează, pentru că este vorba doar despre ei și este o aroganță. Dar noi sunt în zona de smerenie, da? În care ok, accept că putem să ne înțelegem noi două acum, chiar dacă nu suntem de acord pe aceeași idee. Uh-huh. Da? Pur și simplu te anulează acest ecocentrism exagerat, te anulează ca persoană și nu ca idee, părere. Și nu are legătură cu stima de sine crescută? Nu are legătură. În momentul în care ai o stimă de sine și nu zic crescută, să zic sănătoasă, echilibrată, nu o să vrei să demonstrezi că ai asta, da? Uh-huh. În momentul în care tu, și chiar asta spunea și un psihoterapeut cu care am lucrat, în momentul în care cu cât vorbești mai mult despre spiritualitate, înseamnă că cu atât mai puțin o ai cu tine. Deci cu cât vorbești tu ce tare ești, înseamnă că cu atât mai mult nu crezi asta despre tine. Stima de sine, mândria, de fapt, se vede pur și simplu, da? Și din punctul meu de vedere și smerenia face parte din stima de sine. În momentul în care accepți că celălalt are o părere diferită față de tine, accepți că mai ai de învățat și că faci asta zilnic. Alexandra, vreau să vorbim puțin și despre imaginea de sine. Cum ne ajută și cum ne încurcă ea? Da. Imaginea de sine este dacă stima de sine este ce cred eu despre mine, imaginea de sine este ce cred ceilalți despre mine. Și sunt momente în care oamenii vor spune lucruri care nu sunt adevărate. Dacă cu cât încrederea în mine este mai ridicată, cu atât nu voi lua în seamă ce spun ceilalți. Cu cât este mai scăzutul, cu atât mă va afecta și voi spune da, au dreptate și mă recunosc. Pentru că eu când am început asta, dacă spunea cineva că am scris ceva greșit, că am omis o virgulă, că am greșit ceva, am greșit eu, e despre mine, da? Aoleu, ce am făcut, da? Aveam tendința să catastrofizez. Pentru că încrederea în sine este strâns legată cu imaginea de sine. Și gândește-te la copii, da? Când vin acasă și spun că mi-a zis că, nu știu, că am rochița urâtă, că mi-a spus asta despre mine, ok. Întrebarea care urmează ar fi, și tu ce crezi despre tine? Da? În loc să-i spun, da, tu ești cea mai frumoasă din lume, dacă devine, tu ești cel mai deștept, ok? Ce crezi tu despre tine? Și ce e mai important? Ce spun ceilalți sau ce crezi tu? Și mai ales există și rețelele astea sociale acum, de adolescenții se compară foarte mult cu ceilalți, cât de mult afectează. Este o, să zic așa, apropo de criza de identitate, ei vor să descopere cine sunt, da? Și părinții se supără că nu sunt ca, ce fac, nu sunt ca noi, da? Păi s-a dus și are anturaj cu, ia uite, și uite unde se uită, da? Se uită pe TikTok, pe diferite. În momentul în care copilul are baza solidă
de acasă, întotdeauna se va întoarce la rădăcini. Da? Bineînțeles că se va uita și la X, Y și vor lua de acolo ce li se potrivește sau pur și simplu vor testa și noi am testat la rândul nostru. Uh-huh. Da? Dar, bineînțeles, eu zic că e foarte important să aibă și rădăcini și aripi în egală măsură. Ce frumos a zis! Da, rădăcini să știe unde să se întoarcă. Mi-aș dori să abordăm puțin și ceea ce spuneam la începutul emisiunii, că poporul român este educat prin rușine, prin ce o să zică lumea. De ce contează atât de mult? Ce zice lumea? Pentru că când eram copii, ni se spunea, da, foarte mult de la părinți auzeam, să mergi într-un anumit fel, să înveți ca să nu cumva să te faci de rușine, să nu fie rușinea. Da, eram foarte mult crescut, pentru că și ei la rândul lor au fost crescuți cu rușine. Okay? Și deși astăzi nu mai e mama lângă mine să-mi spună, a rămas vocea critică. Uh-huh. Da? Este acolo care spune, taca, 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 n-ai făcut nici acolo, n-ai făcut nici acolo. Și ce facem în loc să lucrăm cu noi, să cerem ajutorul, nu facem decât să mai găsim pe cineva. Da? Copilul, partenerul, taca, 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 da? Că ne criticăm pe noi. Și în momentul în care, cu cât ne criticăm mai mult, bineînțeles că și încrederea noastră, în momentul în care ai încredere în tine, bineînțeles că nu o să te critici atât de mult. Și eu să te mai duc și în zona de apreciere. Și cum scăpăm, Alexandra, de aceste motivații toxice externe? Să scăpăm, ăsta este un termen pe care îl aud foarte des, să scap, vreau să scap de anxietate, vreau să scap de vocea asta critică. Este în primul rând să mă uit, să văd că există acolo, că este o parte din mine. Da? În momentul în care eu văd că există o parte din mine și ea se vede văzută, imaginează-ți că e fix ca atunci când copilul vine și spune: mama, mama, ia uite, am făcut aici și eu nu mă uit. Mama, uite ce am desenat, uite ce am făcut și eu nu mă uit. Resping. Ce face? Copilul la un moment dat o să trântească ceva și o să mă uit. Același lucru se întâmplă și cu vocea aceea. O să devină atât de brutală, atât de dureroasă, încât n-am decât să mă duc să mă uit. Pentru că, din păcate, noi lucrăm mai mult din durere, când ne ducem undeva, când ne doare, uh-huh, și nu când ca prevenție, da? Sau să apreciez, a, uite ce tare, că am și o voce critică, să vedem cu ce m-a ajutat. Okay? Și lucrăm, din păcate, mai mult din durere decât din mi-e bine și vreau să-mi fie mai bine. Pentru că ne apropiem de final, aș vrea să mai atingem un ultim subiect. Ce să facem dacă noi acasă le construim copiilor o stimă de sine sănătoasă, dar în afara căminului stima lor este distrusă? La școală, la grădiniță? E important în momentul în care apare un eveniment la grădiniță, la școală, să nu zică ei, lasă că este în regulă, trecem peste. De fapt, nu se trece peste. Da, se trece prin acea situație. Cu cât copilul este mai mic, cu atât are nevoie de suportul părinților, să fie acolo și să te vadă cum reacționezi tu în astfel de situație. În momentul în care te duci și spui, a fost nedrept și copilul te vede, ce crezi că va face? În momentul în care îi se va întâmpla data viitoare, va îndrăzni să spună el, a fost nedrept ce mi s-a întâmplat, nu e ok și nu o să mai tolerez asta. Dar dacă eu zic, lasă că îl învăț pe copil și copilul e prea mic, copilul se va duce și e posibil să nu spună nimic. Da? Și nu mai vine acasă, că dacă tot n-a primit suportul, pe de altă parte, cu cât crește, e nevoie să îi spunem, ok, până aici. Pe de altă parte, e nevoie să-i spui copilul la fiecare vârstă, la fiecare nivel al dezvoltării lui, cu ce este el ok și cu ce nu. Dacă nu m-ai împins și nu mi-a fost ok, să spun, nu-mi place. Ok, mai mare, ai vorbit ceva urât, ok. Nu tolerez, dacă continui asta, nu o să mă mai joc cu tine, asta este. Ok? Totul prin exemplu. Asta cum ar veni să învățăm pe copil să pună limite sănătoase ca să nu mai fie afectată stima de sine. Și alte modalități mai sunt? Alte modalități, deci pe lângă faptul că lucrez cu mine, să mă vadă că pun limite sănătoase, este foarte mult și partea asta de încurajare, da? De apreciere a copilului. Și nu ne ducem în zona de laude nejustificate și toată ziua bravo, 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 ci pur și simplu atunci când are nevoie și de susținere, mai ales când nu sunt atât de iubibil, da? Să-l încurajăm și să-i susținem, mai ales atunci când greșesc, pentru că atunci avem nevoie mai mare și mai mare de iubire. Că atunci când au făcut ceva, e simplu să mă duc să-i zic, a, ce tare ești. Și în final, Alexandra, dă-ne, te rog, un cel mai important sfat, sfatul de aur pentru a ocroti stima de sine a copilului. Ai grijă de tine și de stima ta de sine și copilul te va urma. Din punctul meu de vedere, asta
Asta m-a ajutat pe mine și fac acțiuni constante. Da? Să-ți fie frică și să faci în continuare este o dovadă de încredere în tine. Da? Că din non-acțiune nu vor ieși rezultate. Dacă stai acasă, cum am spus, în canapea, nu vei ajunge să faci pătrățele, da, la abdomen. Dar dacă te duci la sala asta și faci 5 minute, ai toate șansele să ajungi unde vrei. Și tu chiar ești un exemplu, ai început am să început, faci sală. Da. Chiar am început să fac. Nu știu dacă pun la pătrățele, apropo de potențial, dar merg înainte, pas cu pas. Mulțumesc tare mult, Alexandra. Te mai aștept la Părinți Prezenți și cu alte subiecte. Sigur, de-abia aștept. Vă mulțumim și vouă că ați fost alături de noi până la final. Să ne revedem curând, iar până data viitoare să fiți mereu părinți prezenți în viața copiilor voștri. Cu bine!